Domnule, 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 domnule! Stop, stop, ia-ți trage pe dreapta! Ce are mă ăsta? Salutare jupanilor, eu sunt Gogomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de rol pe domești. Ei bine jupanilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați acolo butonajul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care vă urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube și bineînțeles, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu uitați să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos. Bineînțeles, un mesaj, iar eu o să vă răspund acolo într-un timp cât mai scurt, așa că haideți cu un număr cât mai mare și noi să trecem la oile noastre. După cum puteți vedea, jupanilor, suntem la stână și de data asta o să mergem la pădure, pentru că, după cum știți din episodul anterior, v-am spus că o să mergem la pădure astăzi, dacă avem timp, și uite că m-am încadrat în timp, dar ce să vedeți, aici avem un nou tractoraj, bine un nou tractoraj, dar cred că-l știți. Este tractorul lui Neapintilie, Neapintilie fiind nenea pădurarul, de unde să mergem, unde o să mergem astăzi și o să luăm lemne, o să tăiem doi copaci de acolo, am vorbit cu el, am luat și tractorul și mi-a zis, băi, scoate-l prin garaj și vezi dacă mai merge. Și ia-l și la treabă, că motorina are destulă. Și am zis, bine, bre, Neapintilie, dacă vrei, matale, să îți probezi tractorul, o să ți-l iau la treabă și o să vedem care, dacă își face treaba sau nu. Așa că haideți acolo cu un mare like, bineînțeles, înainte de a începe episodul, să strângem peste 300 de like-uri la acest minunat episod și, bineînțeles, să mergem direct la pădure acolo, să vedem ce copăcei mai are Neapintilie. Doar doi copaci o să tai, ăia care sunt marcați de către el. O să vedeți imediat despre care copaci este vorba. Sunt mari, oricum a spus că sunt destui de lați așa, destui de voluminoși, așa că o să avem cu ce tăia. Avem drujba, avem ulei, am băgat ulei la drujba, avem două drujbe de fapt. Și haideți să vedem. Nu mai știu cu cât mergea tractorul ăsta, UTB-ul ăsta. E un UTB 650, numai de că e decapotabil și are aripile, de fapt, roțile de pe spate un pic mai mari, anvelopele, față de UTB-urile obișnuite, dar e bine pentru că trage, cred că chiar bine, pot să zic. Zic eu că trage destul de bine. Anvelopele sunt un pic o idee mai late, dar sunt și scoase în afară, din câte se vede un pic. Ca să... De fapt, nici nu știu de ce le-a spus, dacă tot și mă gândesc, că de atins nu atingea nicăieri, nici la tiranți, nici niciunde, dar, în fine, Neapintilie știe. Acum mergem lejer cu tractorul, n-am treabă, nu merg... Ce nu merge la tractorul ăsta? Dar cred că merge toate, are faruri, are de toate. A, merge, n-ai treabă, e și înscris, deci... Sunt în regulă cu tractorul, nu o să iau vreo amendă sau ceva. Uite care, ce are mă acolo? Are de aia de parfum jos acolo? Da mă, și-a pus parfum în tractor fără cabină. Bă, treabă bună, n-am ce zice. Măcar mirosul așa un pic cât stai aici la volan să laică. În rest nu contează. Bun, acum să vedem. N-am mai fost de ceva timp în pădurile la Pintinie. Mergem acum să vedem. Să vedem, oricum am zis că nu cărăm astăzi lemne foarte multe, că oricum e destul de seară și să nu ne aprindă noaptea pe acolo prin pădure, că vă dați seama ce mai tai eu noaptea pe acolo în pădure. Dacă e să fie oricum o să mai mergem, cred că săptămâna asta la sfârșit sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare și o să vedem atunci. Acum ia să o luăm noi pe la stânga pe aici, ia să urcăm noi, pam, ulița la Neapintilie și să-i dăm tot în față. Eu am venit pe jos, l-am luat de aici și tot în seara asta o să trebuiască să-l duc. Dar acum vom vedea, dacă n-are nevoie neapărat în seara asta, o să-l duc mâine dimineață și tot așa. Uite că deja așa apune și soarele și eu nu mi-am... nici n-am intrat în pădure bine. Ia să vedem, hai că ne mai ține un pic cu lumina asta până se întunecă de tot, nu mai ține. Bun, hai să vedem care copăcei sunt marcați de către Neapintilie, o să vedem imediat. Ia să mi-a spus că la intrare sunt doi de pe dreapta. Uite că aici vedem ceva. Dar hai să vedem dacă chiar așa e cum zice el. Ia să vedem. Lăsăm aici tractorul deocamdată. Îl oprim să ne dăm jos. Bun. Și hai să vedem de ce copăcei sunt marcați. Uite. Ia uite-l pe ăsta odată. Și uite-l și pe ăsta. Gata. Hai că deja i-am ochit ăștia doi. Bun, acum haideți să scoatem drujbanul, bam, bam, bam. Cred că o să-l tăiem cu știlul de data asta, să vedem ce mai poate și știlul. Și bagă-i tata acolo drujba, să vedem dacă mai taie cum trebuie copacul. De fapt, da, dacă mai taie copacul bine drujba sau nu mai taie. Ia uite, deja a căzut în partea cealaltă. Bum, odată.
Ia să-l dăiem și pe ăsta, tata, unde te răspăgulești. Să-l dăiem și pe ăsta tot la fel. Ia să vedem ăsta în ce parte cade. Hai că merge stilul ăsta de când îl am de 4 ani de zile, nu m-a lăsat niciodată. Deci nu m-a lăsat niciodată și nici nu s-a stricat. Odată lanțul trebuia, de fapt, de mai multe ori am schimbat lanțul, că vă dați seama, lanțul se uzează la un moment dat. În rest nu i-am schimbat nimic la ăsta, cum îi spune, la drujba asta. Uite că a căzut unul peste altul, băi ce chestie. Ia să facem noi în felul următor, ne băgăm pe aici și îl curățăm pe tot, pe tot, pe tot, pe tot, ca să putem să-l tăiem. Să vedem la ce înălțime o să tăiem, la ce înălțime o să tăiem noi lățime. Uite, băi mă bâlbâi, băi, mă bâlbâi, la ce lungime o să tăiem noi copacul, buștenii de fapt. Acum hai să-l curățăm și pe ăsta, da, să mă bag cu partea asta la alta de acum, bam, și ia să vedem. Așa, să-l curățăm până în capăt, de aici o să-l tai, bam, și gata, ia uite-l tată. Ăsta e, ăsta e copacul. Bun, hai să vedem acum, o să-l tăiem pe ăsta de dedesubt, pentru că oricum o să ne vină cumva mai lejer. Bun, îl tăiem la 4 metri, eu zic că e ok, nu, maxim până în 4 metri, pentru că mai mult nu și are rost. O să facem o încărcătură cât de cât acolo, dar merge. Bun, o da, ia să vedem, iarăși aici 3,97. Hai că le avem cu măsurătorile. Ruleta o am, merge. Brici, e bun să ai o ruletă la tine de fiecare dată. Ia să mai măsurăm și pe aici. O dată, uite, 4,01. Hai că asta e ok. Bă, e gros, într-adevăr. E bușteanul mare. Și na, ce să mai. Acum să fie totul în regulă ca să îi putem încărca, nu? Și uite că mai avem și aici o dată la 3, 4 și 11 sau hai că-l tăiem de pe aici. Așa. Bun, eu sper că... Ia, așa. Lemnele sunt bune, oricum. Lemnele sunt lemne de lemne, n-ai ce zice. Uite, 4 metri fix. Și hai că mai tăiem, nu mai tăiem. Hai că ne băgăm pe ăsta la alt. Acum să vedem la bușteanul ăsta dacă o să fie tot la fel. Ia. Băgăm și drujba asta la altă, dacă tot o avem în funcțiune, nu? Bun, ia să vedem, bam! La 4 metri am zis, băi băiatule, stai unde te duci. Așa, auzi. Hai mă, că taie și asta. Și asta e firmă mare, dă-o în polo, că până la urma urmei, dacă nu, dea bani sau... Deau bani, v-am dat pe drujbele astea, dacă nu, 1000 de euro bucata, ce naiba. Nu-și face treaba în pădure, păi da... Sunt drujbe profesioniste până la urma urmei, ce naiba. Așa, bun, ia să vedem. Trebuie să mă grăbesc un pic la încărcare, aia e, n-am ce să face, dar mă apucă și pe mine luna, acușa, de fapt luna se vede de după masă, dar acușa răsare luna de tot și vă dați seama că nu vreau să mă apuce pe aici întunericul, văd că soarele mai ține un pic aici pe cer, dar până apune de tot, să fiu gata aici cu lemnele, bam, odată și aici. O dată și în partea asta la hai tata, la 4 metri și un pic. Da, 4 metri de fapt. Aici ăsta e buștean mic, deja lăsăm așa. Bun, haideți acum să vedem de încărcătură, să tragem un pic tractorelul mai în spate. Ne urcăm, îl pornim și îl lăsăm pe liber pe marșalier, băi nu știu. Parcă nu m-aș încumeta, dar ce se întâmplă până la urmă? De fapt nu, trebuie să-l accelerăm că nu merge altă. Atâta, bun, îl oprim. De fapt, ia să-l lăsăm o pornică și așa, până la urmă urmei, până îl pornim, până îl oprim iar, oricum mă grăbesc un pic și la încărcare, nu o să dureze foarte mult. Ia să vedem, îl luăm și încărcăm pe ăștia mari, bineînțeles, prima dată, că doar nu... Așa, bun, ia uite, și pe ăsta, hai să vedeți, o să vedeți, că o să-i încărcăm repejor, repejor. Nu o să dureze foarte mult. Mă mișc repede când mă grăbesc, mă mișc repede, n-am treabă. Așa, ia uite, nici nu cred că o să încapă toți până sus, că sunt mari, uitați, sunt voluminoși. Dar să vedem, să sperăm că o să încapă toți pe care i-am tăiat. Pentru că ați văzut, am mai lăsat surcelele alealte, haragea care au mai rămas acolo, pentru că n-aveau sens să iau pe aia. Și așa, am zis că fac o încărcătură de aia bazată. Că uite că am zis că nu punem mult, dar buștenii sunt foarte mari. Dar sunt grei în draci ăștia, măi, să-mi bat piciorul dacă nu. Sunt grei tare, tare buștenii ăștia. Ia să vedem. Pam. Pam, îl ridicăm și pe ăsta.
Uitate. Uite că l-am pus și eu. Deja am încărcat aproape toată remorca, fii atent și tu. Deci înseamnă că buștenii sunt foarte mari, nu că mari, sunt foarte mari. Ia să punem și pe ăsta pe aici, pe zonă. Hai, tată. Așa. Și pe care mai avem? Uite-l pe ăsta. O, tată, unde ai dus? O, înapoi, înapoi, în remorcuță. Băi, de acum aș vrea să încarc numai buștenii de ăștia. Când ies să am încărcătură de aia babană. Că buștenii ăștia, din câte se vede... Din câte se văd, de fapt... Hai pe care să-l iau ăsta, ăsta... Hai că pe Amari am băgat pe ea la bază. Puștenii ăștia ați văzut, îi încarc repede o remorcă. Ia să vedem, bam. Pune și pe ăsta sus aici. Pac. Stai, tata, stai mai în față. Mai în față. Mai în față mai merge? Încă un pic. E, îl lăsăm aici oricum. Mai punem încă unul sau doi. Ia să vedem ăsta. Bam, ne dăm în spate. Op, încă un pic, încă un pic. Și hai, tata, sus. Bam, gata, 1, 2, mai vedem pe care mai punem, mai punem pe aici vreo 1. Ei, lăsăm deocamdată așa, că și așa e destul de mare, uite câta babana, cât de babana e remorca. Hai să le asigurăm, că nu mă mai încumetă cu astea să merg fără asigurare. Gata, le-am pus 3 macarale, acum să ne urcăm și noi la tractor, la bord și să pornim, că uitați, câta, uitați-vă și voi câta lemne le-am făcut aici, câta încărcătură. Bun, băgăm în viteză și hai, tată, să mergem, că nu se mai poate. Sorbă, băiatule. Nu se mai poate. Ia să vedem. O, urcăm pe aici. Pe aici merge. N-ai treabă cu el. Ia uite, acum să ne întoarcem ușor și hău, tată. Să nu pierdem vreun lemn naibii pe aici, că vă dați seama. E... Așa, de legale am legat bine. Ia stai un pic. Stai așa. Și să ieșim din pădure până la urma urmei. Ia uite, că nu m-a prins în sfârșit și pe mine noaptea. Acu răsare soarele, dar nu m-a prins noaptea. Asta e bine. Asta e bine că nu m-a prins noaptea, pentru că era nasol. Era nasol să nu mă fi bușit într-un copac. Că noaptea prin pădure de unde bec? Ai decât lumina lunii, atâta. Dacă ai tu becuri la utilaje, că în altfel nu. Și la ăsta nu prea aveam, vă dați seama. Bun, acum hai să dăm și noi pe aici la dreapta și să mergem direct acasă. Dar ce n-ai mai aici? Ce n-ai mai... Domnule! Stop! Ia trage pe dreapta! Ce are mă ăsta? Fii atent, uite, poliția. Nu zic că asta e garda de mediu. Băi, băiatule, ia uite. M-o da cineva în gât, mai mult ca sigur, că altfel n-avea acum. Băi, băiatule, acum trebuie să opresc, să le dau eu explicații lor, că de unde, că cum... O, da, ce a sărit ăla cu gura repede, mustăciosul ăla, ce a sărit cu gura de... Bă, da, ce a sărit repede ăla cu gura, ci că stop, băi, băiatule, dar înțeleg că ești de la garda de mediu, da? Da, așa, potolit, ușor, nu te răcni așa deodată, ia să văd ce vor ăștia de aici, că... Uite, și poliția, și garda de mediu, deja ăla deja m-a enervat de acolo și... Să nu-i trag un punct, că am mai pățit eu de astea. Ia să mă duc să văd ce vor și n-ai ce să-i faci. Trebuie imediat. Aș, da, ce să le zici la ăștia, că n-ai cu cine să vorbești. Că de unde am lemnele, că arătăm dovada, că nu știu ce, că nu știu cum. Băi, plecați de aici cu de astea, că ăștia au fost trimiși de cineva. Sigur au fost trimis de cineva care nu prea au, nu prea mă suportă pe mine, că-s primar. Și sigur m-au trimis. S-a rezolvat treaba, că până la urmă le-am arătat tot. L-am chemat și pe Nea Pintilie, noroc era acasă. I-am zis care treaba, de unde am lenele. Dar ei cred că merg așa mereu, se joacă cu oricine doresc. Dar păi când n-am întâlnit eu de ăștia la viața mea, și că ăla cu gura mare, că... Da... O, sunt eu recalcitrant, că eu mă calmez, dar nu sare el așa direct, că mai mă enervai, trageam și un pumn. Ce, că ești tu șef la garda de mediu la silvicultură. Nu mai pot eu, dar nu sări de gura. Ia-ți faci semn, am văzut că opream oricum, doar nu-s nebun și atât, dar nu sar tu cu gura la mine. Da, ce să le faci? Asta e, mai lăsăm de la noi când, unde e cazul. Da, cam asta a fost, m-au oprit și poliția, amendă nu ne-au dat pentru că aveam totul asigurat, noroc că am avut lemne de asigurat de data asta. Și altfel întrânteau ăștia o amendă de... Hai de capul meu, nu mai ajungeam acasă.
Da, asta este, dracul era în regulă. Și da, cam atât a fost jupoilor cu acest minunat episod. Dacă mai vreți episod din acest gen, nu ezitați să dați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem cât mai repede peste 30.000 de jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare vă urez mai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.